Locuitorii din Constanța sunt invitați să petreacă Revelionul într-o atmosferă incendiară în piața Ovidiu. Pentru ca accesul în zonă să fie cât mai facil, autobuzele RATC vor fi puse la dispoziția cetățenilor până la ora 2. Mijloacele de transport 40, 42, 44, 48, 51 și 101C, fosta linie 2 și fosta linie 5, vor funcționa până la ora 2 și vor avea ca destinație poarta 2, informează reprezentanții Regiei Autonome de Transport în Comun, Constanța. Cetățenii care vor lua parte la evenimentele organizate în piața Ovidiu sunt rugați să folosească mijloacele de transport în comun, mijloacele de transport alternative sau să aleagă deplasarea pietonală pentru a evita un blocaj al traficului în zona centrală a orașului.